Rapidul joacă acasă următoarele două partide din Liga 1 cu Pandurii și Steaua. Foarte bine s-a luptat pentru această minge Lazar, o șansă bună de contraatac, Grigorie aproape singur, Grigorie pasează pentru Casio, gol! 2-0 pentru Rapid. Adio, pică frunza pentru Astra. Grigorie, foarte important în această fază, a continuat excelent la pasa lui Spadasio. Dublă pentru Frunză. Într-adevăr, Frunză a fost cel care a reluat sub bară această pasă splendidă trimisă de Grigorie. O revedem acum, execuția lui Frunză, simplă, dar eficientă. Are 32 de ani, dar cât de bine se mișcă și la această vârstă. Frunză în a doua repriză a prelungirilor este la finalizare pe acest contraatac după această pasă excelentă a lui Grigorie. Ce înseamnă să ai jucători care să știe cu mingea? Grigorie și Frunză, doi jucători care știu să lovească mingea și pe un teren atât de dificil.